Aveți o carieră frumoasă în teatru și film și sunteți de ani buni și un director de succes la de Odeon. Cum reușiți să îmbinați munca de scenă cu munca de birou? Nu știu. <laughs> nu știu. Vine de la sine. Vedeți, noastră, eu... La început, în 1996, când am dat concurs, Davija era, Alexandru Davija, regizorul, era director plin aici, director general, și eu am dat concurs pentru postul de director artistic. Și l-am luat și de atunci formăm o echipă. Chiar dacă el acum nu mai e director, dar el e din echipa Odeonului. Și am luat concursul și am devenit director artistic. Și oamenii care până atunci îmi spuneau, doamna Dorina, hai să bem o cafea, doamna Dorina, au început, doamna directoare, doamna directoare. Și i-am rugat pe toți să nu mai spună doamna directoare, să -mi spună doamna Dorina, pentru că după ce nu o să mai fiu directoare, pe sine o să-mi pice greu. Sau ce știu eu, să mă simt frustrată. Chestia asta cu eu zic că dacă le faci cu plăcere și cu, cu, iubire, ele vin de la sine. Am o verișoară cu care mai tot vorbesc serile așa la telefon, și nu știu ce vorbeam de mâncare și am spus, mai mie îmi place, eu ador să gătesc, îmi place. E, ador <gântu -i> teatrul. Uh, mi s-a reproșat chiar de către familie, uh, că iubesc mai mult teatrul decât uh, familia. Și deși niciodată n-am vrut să recunosc, cred că au avut dreptate. V-ați dorit în mod special să fiți director sau vi s-a propus? Nu, 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 nu. A fost uh, o împrejurare absolut uh, comică, aș zice. Eram jos în hol, acolo, în foaierul actorilor și era în 1996. Eu în 1990 mi-am uh, făcut o trupă particulară, se chema Compania Artistică București. Pentru că în naivitatea mea mi-am spus că dacă voi face turnee în străinătate, Bucureștiul va fi de ajuns, cuvântul București din această sintagmă, va fi de ajuns ca să stabilească locul de unde vin și e, mai departe de râmnicul sărat n-am ajuns. E, și pe vremea aceea aveam această companie, niciodată n-am renunțat la calitatea de actor al Teatrului Odeon pentru că în toată viața mea eu am fost înspăimântată că trece luna și nu vine salariu, am avut această sperietură și și acum o am. Ei, și regizorul tehnic, Dan Benga, pentru că și în ziua de azi îi reproșesc că numai datorită lui am ajuns director, Dan Benga îmi spune, doamnă, dumneavoastră ați văzut la vizier că se dă concurs de director artistic? Da? Da, păi ce faceți? Păi dumneavoastră nu vă înscrieți. Și m-am dus și eu și m-am uitat la anunțul acela. Singurul înscris era un coleg de meu, Nicolae Ivănescu, coleg care și în clipa aceea era director adjunct. Director general era pe vremea aia Tudor Mărăscu. În sfârșit a fost un conflict. Cu Dabija, care fusese director, plecase. După aceea, Dabija a câștigat procesul, a revenit și își aducea Dabija acum, făcea concurs ca să-și numească cei doi adjunți, directorul economic și directorul artistic. Și mi-a zis, da, la urma urmei, de ce? Nu. Vorba unui bar de pe vremuri, Why Not? Și am venit sus aici, așa am cerut secretare să-mi dea și mie asta de concurs, cum se cheamă, tematica de concurs, m-am apucat să fac lucrare, să studiez, pa, și era și cu legi contabile, și cu buget, și cu... Pa. Și, mă rog, am luat concursul și după aceea am aflat că faimoasa mea secretară, care și în ziua de astăzi e aici alături, a uitat să departajeze capitolele, și eu dădusem și îmi făcuse în lucrarea, și cu uh, uh, tematică de director economic. <laughs> Dar mi-a folosit, am învățat mult. Și mi-a ajutat foarte mult faptul că am fost uh, uh, coordonatoare de trupă uh, șase ani de zile. Am uh, a fost Șase ani foarte frumoși, în care am produs vreo două spectacole. Un spectacol l-am preluat. Am Tudor Mărescu a pus un spectacol Sosesc de la Paris. Uh, nu, Jaful de la miezul nopții era un text franțuzesc. Și Nicolae Scarlat, Sosesc de la Paris, al lui Tudor Mușatescu. Și în, în trupă eram cu Tamara Buciucianu, cu Mitică Popescu, cu Mihai Mihai, directorul te Teatrului din Galați, care s-a prăpădit din păcate, cu Mișo din Vale, cu Adina Popescu, oameni foarte drăguți și am rămas și în ziua de astăzi prieteni cu toții, pentru că au fost kilometri de bătut, decoruri de pus. Știu că făcusem rost și de un microbuz și conduceam microbuzul, încărcam decorul, descărcam decorul, puneam lumini. A fost foarte interesant, mi-am făcut o mulțime de cunoștințe printre directorii de casă de cultură, pentru că acolo jucam. Am învățat să negociez contracte, am învățat... <laughs> am învățat cât de important este să ai un program făcut pe o perioadă mai îndelungată. Și toate astea mi-au ajutat atunci când am ajuns aici manager. Da? Acum am devenit și manager. Nu știu ce fel de manager sunt, pentru că titulatura dată de primărie este extrem de bizară. Sunt o fel de struțocămilă. Suntem toți directori, suntem directori manageri, ori directori, ori manager. Managerul își negociază singur contractul cu primăria. Noi, și e plătit din alt buget, noi suntem plătiți din bugetul teatrului și n-am negociat, adică mi s-a spus ce le avem. Dar e, e, foarte bine, nu, nu despre asta e vorba. Chiar nu despre asta e vorba. Sigur că am renunțat și la povestea cu pensia, cum s-a cerut atunci, nu, nu, despre asta e vorba. E vorba că... Uh, Azi dimineața vorbeam cu, cu cineva și am socotit din 96 și până acum câți ani sunt? 18? 18? Nu știu când au trecut. Chiar nu știu când au trecut și a fost și greu, dar a fost și frumos. Este și greu, este și frumos. Cel mai greu lucru, cred că este relația cu oamenii. E foarte greu pentru un conducător de instituție mică, așa cum este instituția noastră. Noi suntem 147 de angajați, dar sunt 147 de destine. Sunt 147 de oameni cu 147 de gândiri. Niciodată ele nu sunt convergente sau rare ori sunt convergente. Uh, numai că noi am izbutit să formăm chiar o familie, uh, am izbutit de 16 ani să facem în fiecare an uh, Crăciunul pentru copii cu Moș Crăciun, cu Moș Crăciun care vine întotdeauna pe ultima mobilă de la ultima premieră, cea mai recentă premieră. Am izbutit să facem uh, o întâlnire la sfârșit de stagiune și să, uh, să închinăm un pahar de, de vin uh, așa pentru înaintea vacanței, uh, chiar suntem, uh, suntem bine. Sigur că sunt fricțiuni, că sigur că te mai ceri, sigur că uh, e greu să lămurești un actor că nu tu faci distribuțiile, ci regizorul face distribuțiile. Și tu poți să sugerezi, nu poți să impui, adică mie, nu mi se pare normal să impui unui creator. Teatrul Odeon, prin arhitectura sa, reprezintă o bijuterie pe calea Victoriei, pe care ați avut grijă să o renovați și ați îmbogățit-o cu o nouă sală. Cum ați reușit să o păstrați într-o perioadă în care mai toate clădirile de patrimoniu din București sunt fie dărâmate, fie lăsate în paragină? Cred că aș face ca Ana Lumanole, m-aș zidi <laughs> dacă cineva ar îndrăzni să gândească măcar că această clădire poate fi dărâmată. Nu, nu, nu. Mă, mă bucur că mi-ați spus această întrebare pentru că în 2011, acum 100, deci în 1911, această clădire de Crăciun a fost inaugurată. Ea este o clădire uh, construită pe, sub îndrumarea unui foarte important uh, arhitect Grigore Cerchez la comanda familiei la Hovari, care pe vremea aceea uh, avea în proprietate până la Capșa și până în capul străzii Academiei. Și uh, um, sala aceasta, în seara de Crăciun, în 24 decembrie 1911, a fost inaugurată în prezența principelui Ferdinand și a principesei Maria, care era în loja 10, cum intri în sală, este loja din stânga, și cu un, cu un program special. A fost un mic spectacol cu un text franțuzesc, pe vremea aceea, erau trupe franțuzești sau trupe care jucau în limba franceză. A fost o, scri o piesă scrisă de Victor Eftimiu exact pentru acest moment al deschiderii Sălii și a fost și o poezie de întâmpinare scrisă de Tudor Arghezi și cu vreo trei ani înainte de 2011 ne-am pus în cap să facem o serbare, să facem această serbare. Uh, trebuie să vă spun, uh, începând cu renovarea sălii, pe dinăuntru sala este, este renovată, uh, la, e la cheie. Uh, am, am avut noroc uh, la un moment dat, uh, acum vreo șapte ani, vara, uh, ne-am apucat și în trei luni de zile am izbutit să schimbăm podeaua scenei, Toată, toată tapiseria sălii, scaunele, balconul refăcut. A, a fost o întreprindere extrem de ambițioasă. Și de strong, așa. Vă spun că muncitorii, când mă vedeau pe mine și pe doamna Geta Andrei, contabila teatrului. <laughs> fugeau repede care eu cu o trope schelă, să nu cumva să, i vedem. Da, am parte de un partener foarte bun aici la teatru de contabilul șef, Geta Andrei, eu îi spun ministrul meu de finanțe și cred că tot ce am izbutit a fost pentru că noi suntem împreună aceeași echipă de foarte mulți ani și cu contabila, și cu jurista, și cu dabija în ecuație, cu, cam cu aceiași oameni, știi, lucrăm. Și continuitatea este o, un lucru esențial și faptul că te poți baza și poți semna cu ochii închiși pentru, pentru ce-ți prezintă pe hârtie. Aveți încredere în toată da, to da, echipa în da, da, da. Ei Și revenind la, la sală, E, vreau să vă spun că este singura singurul teatru din Europa care are scenă italiană cu plafonul care glisează și se poate vedea uh, cerul liber sau soarele. Și el funcționează și în ziua de astăzi, e același buton pe care l-au pus acum 100 de ani. Și am, uh, am izbutit deci să facem această renovare. După aceea, etapa a doua a fost refacerea sălii-studio. Acolo jos, în 1911, era un fel de cabaret. Era o, o sală cu o estradă și cu mese. Am găsit la Academie fotografii. Am izbutit să refacem această sală. A durat ceva. E grozav de a nevoios să străbați toate etapele, dar dacă asta e regula, n-ai ce să-i faci. Un într-un an trebuie să faci studiu de fezabilitate și să obții indicatorii economici, adică cât costă. În al doilea an trebuie să faci proiectul. Al treilea an abia ajungi să faci licitația pentru constructor și aici, la licitația pentru constructor, eu am ce am, pentru că de multe ori se întâmplă să vină câte un constructor care să-ți ia ochii, cum a venit cel de la sala de jos care a spus că are 3.000 de muncitori și până la urmă s-a dovedit că nu avea nici măcar uh, cărăușii de gunoi. Și atunci a durat 2 ani în loc să dureze 7-8 luni. Dar bunul Dumnezeu ne-a ajutat, până la urmă am izbutit, am făcut eu o sală foarte frumoasă echipată tehnic după ultima strigare da? și cu, cu o acustică foarte bună. Arhitectul Uscov a, a făcut proiectul. Sigur că de la proiectul pe care l-a făcut el, noi ne-am bucurat grozav de sprijinul Uniunii Arhitecților din București, care au organizat un concurs cu această tematică, de la proiectul pe care l-a făcut el și până cum arată sala astăzi e o diferență nu la sală ci la foaiere, dar e, e foarte bine și toată lumea care vine e încântată. Ei, și încă un lucru să vă mai spun când s-au observat suta asta de ani am izbutit să refacem programul pe care îl făcuseră în 1911, actorii de atunci. Și am invitat orchestra sinfonică a conservatorului și au cântat din Freischutz de Weber și Dabija a refăcut așa ușor, peiorativ, textul lui Victor Eftimiu și Florin Zanfirescu a recitat poezia lui Arghezi în care se vorbea despre această minunată sală și după aceea am făcut un chef de 300 de persoane la sala de jos. Așa, asta a fost fine del primo tempo. Secondo tempo, îmi doresc ca să nu mi se termine mandatul până când nu izbutesc să refac și exteriorul clădirii. Am izbutit să facem Anul trecut să terminăm consolidarea clădirii, da? Ea era făcută până la turnul scenei, acolo nu mai era făcută. Am izbutit să o consolidăm, ea este în bună regulă. Am găsit la Academia Română schițe după vechea cortină de la 1911, am comandat-o, avem cortină, este. S-a Comandată la Viena? Comandată la Viena, da? Și dacă Îngerii ne ajută și primăria are banii necesari, le-aș fi recunoscătoare dacă m-ar ajuta să fac și această ultimă antrepriză, să, să renovez exteriorul. Aflu că Bucureștiul vrea să candideze la capitală culturală europeană și atunci, până în 2017 sau când Dumnezeu este, nu mai e mult. În ritmul în care durează până obții banii și faci, taman bine. Perfect. Care vine, cine vine după mine poate să preia sala Perfect, pregătită acolo. pentru evenimente. A sprijinit și sprijinit tinerii actori. Ați deschis o ușă și tinerilor regizori pentru proiecte de tip experiment. Un, o, un bun exemplu este chiar Pavel Bartoș, în care ați, avut, ați scris de la început și cu care faceți echipă bună în spectacole de succes la public. Un exemplu este Natura Moartă cu nepotobez. La gala tinerilor, actor, tinerilor actori HOP, ați înființat un, și un premiu pe care îl sprijiniți din resurse proprii. Credeți într-o nouă generație care se apropie de valoarea generației de aur de actori? Dacă nu crezi, Doamne, iartă-mă, dar nu se termină teatru cu mine. Trebuie să credem. Sigur că trebuie să credem uh, și chiar sunt printre ei actori foarte buni, foarte buni. Uh, da, da, sunt uh, mulți actori tineri pe care i-am uh, adunat în jurul Teatrului Odeon. Uh, din păcate, ultimul concurs pe care un teatru, pe, am, pe, care, pe care noi am izbutit să-l organizăm, a fost exact acum 10 ani când a intrat Pavel Bartoș și nu numai el, au intrat cinci actori atunci, Ana Maria Moldovan, Paula Niculiță, Pavel Bartoș, Gabriel Pintilei, 4, 4 au intrat, 4. Și ei sunt actori de bază ai teatrului Odeon și joacă. E, între timp s-au blocat posturile, <laughs> Ăștia, mai puțin tineri, ne pensionăm, și în locul lor aducem câte unul, câte unul, ca să îmbogățim trupa, și mărturisesc, și de teamă să nu-mi blocheze postul. Să nu-mi să nu ia postul. <laughs> da, 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 am lucrat. Vreau să vă spun că Radu Afrin, de exemplu, care nu mai este un tânăr regizor, este un regizor de care ne temem toți și pe care îl iubim mulți și el aici în București, aici la Teatrul Odeon a, a debutat cu acel spectacol de ce fierbe copilul în mămăligă. Nu, nu, chiar chiar sunt bucuroasă că, că fac ceva pentru tineri actori. Și eu am fost tânără și în sinea mea dacă nu mă uit în oglindă, eu încă sunt o tânără debutantă. În fiecare an organizați aici zilele culturii unei alte țări. Spectacole lectură, lansări de carte, spectacole. Care sunt următorii invitații? Fa, știți, e din ce în ce mai greu, pentru că, deși nu vrem să o recunoaștem, e o anume criză economică mondială nu e numai, n-a fost numai criza economică în România. Acum doi ani de zile nu am izbutit să, sau acum trei ani, nu mai țin minte când, am fost pe la toate ambasadele și institutele țărilor nordice și deși ei sunt topul calității vieții, n-am izbutit să găsim parteneri de eveniment. Pentru anul acesta eu mi-am propus să facem un proiect cu Argentina. Am găsit deschidere la ambasada Argentinei. Vreau să facem acum în, în prima parte a anului. Suntem la 3 martie și eu încă nu am... Nu știu ce buget am. Încă nu s-a comunicat bugetul. Și e foarte greu. Ar fi trebuit în mai să o facem. E foarte greu ca la sfârșitul martie să te apuci să contactezi oameni. Poate să o facem în octombrie, dacă nu, la anul. Va rămâne un an fără... Nu știu, nu știu. În orice caz au mare succes. Sunt ca niște festivaluri. Am, am avut producții minunate cu, cu aduse de sprijinul ambasadei olandeze. Am avut săptămâna Israelului, săptămâna cehă, săptămâna poloneză, săptămâna maghiară. Săptămâna japoneză a fost un mare succes și anul trecut am... Acum doi ani, de fapt, am cunoscut un director de la teatrul Sava Ognianov din Ruse și chiar aici stătea pe băncuța asta și am stabilit o relație foarte bună cu acest teatru și peste un an am făcut Săptămâna Bulgară la București și anul acesta ne ducem noi la Sofia cu două spectacole, cu Ascensiunea lui Arturo Ui în regia lui Galgoțiu și cu... Piram și for You, după Shakespeare, în regia lui Alexandru Dabija. Vedeți, lucrurile astea se concretizează și în proiecte care apar după aceea, și e foarte important pentru trupă și pentru tehnicieni, și pentru prestigiul teatrului să îți arăți spectacolele și în țară, și în străinătate la un moment dat, de abijă, m am întrebat, măi, da, tu de ce faci atâtea turnee? De ce plecați atât de mult? Îți place așa de mult să mergi? Da, nouă ne place. Actorilor le place să meargă, să joace la un public care e mai dornic decât cel din București să vadă noutăți, să vadă actori din București. Și atunci sunt de la începutul anului, rog fetele de la Secretariatul Literar să-mi dea lista cu toate festivalurile din, din, țară, în așa fel încât să pot să le onorez pe toate. Ați avut roluri atât în teatru cât și în film, unul dintre rolurile foarte cunoscute fiind cel din Angela Merge Mai Departe. Care considerați dumneavoastră că este rolul care vă definește? Nu, nu cred că există așa ceva. Nu cred că vreun actor poate să vă spună ceva. La întrebarea asta, să răspundă ceva logic. Și eu știu care e rolul care mă definește. Mi-e frică de fiecare rol. Uh, am emoții la fiecare spectacol. Urma să vă întreb și asta. Da. Da, nu, 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 nu știu. Uh, oricum, uh, da, Angela merge mai departe, a fost un punct de referință pentru rolurile pe care, pentru viața mea ca actriță de, de film. Am și luat premiul cu, cu el. Asta n-a însemnat nimica după aceea, adică nu m-a descoperit hollywood -ul. Dar a fost bine și a fost plăcut și chiar vorbeam o dată cu scenarista, cu Eva Sârbu, Că au auzit o discuție între niște studente care vorbeau să plângeau că nu știu ce, nu i-a ieșit și nu știu ce, și ce, 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 ce o să faci acum? Ei, ce o să fac? Angela merge mai departe. A devenit o sintagmă, a devenit uh, o, o referință a unui fel de a, de a te de descurca avansă. sau de a, de a rezolva o situație. Aveți o fică de care sunteți foarte mândră. Cum se îmbină cariera cu viața de familie? Gândeam că ziceți că sunt foarte îndrăgostită. Da. <laughs> <laughs> Și o nepoată de care sunt la fel de îndrăgostită. Cum se împină cariera cu viața de familie? Când aveți timp pentru amândouă? Păi, acum, scumpul meu. Eu nu mai am viață de familie așa cum ar trebui să fie o familie normală, pentru că, din păcate, bărbatul meu a murit, soacra mea a murit fata mea s-a măritat din fericire, fata mea s-a măritat și are un copil și eu sunt singură mă și gândeam că dacă ar fi fost să am responsabilități acasă n-aș fi pus pe primul plan probabil, mi-ar fi fost mai greu să mă împart între casă și teatru dar teatrul l-am renovat țais, dar acasă mi-am văruit nu cu mulți ani în urmă că n-am mai apucat să fac și acasă Uh, ba, se împacă, se împacă. Ei sunt, copiii mei sunt mândri de mine, eu sunt foarte mândră de ei, sunt foarte fericită. Uh, M-a prezentat odată nepoata mea când aveam patru ani, uh, unor copii, era în ziua ei și m-am dus acolo și... Ea e bunica mea care este cea mai jucăușă bunică din lume. <laughs> Așa că... Nu, îmi face plăcere. Chiar îmi place. Îmi place să gătesc, îmi place să le duc prăjituri, să le fac prăjituri. Fac cu plăcere tot. Și, știi, atunci când Dumnezeu îți dă o meserie pe care o faci cu plăcere, ea nu ți se mai pare grea. Dacă aș fi fost un om de cifre, cred că aș fi fost o persoană nenorocită. Nenorocită. Mi-aduc aminte că după, la bacalaureat am jucat fotbal cu cartea de matematică. <laughs> Sunteți considerată o femeie de succes. Vă considerați și dumneavoastră la fel? Ce Da. Dom'le, m-ar bate Dumnezeu dacă aș zice că sunt o frustrată. Nu, chiar nu. Nu, nu și... Știți? În Eu sunt din Hunedoara. Bunicul meu a fost zidar. Tatăl meu a fost brigadier silvic. Am fost din middle class, da? din clasa mijlocie a vremurilor, a timpului de acolo. Eram fericită că puteam să scriu pe toate biografiile mele că bunicul e muncitor și tata e Funcționar. Asta nu dădea încă foarte bine. Și ani au trecut, am ajuns actriță și în 1961 am izbutit să iau un pașaport și să mă duc la Paris. A fost o obsesie pentru mine să văd Parisul. Și țiu minte că în prima dimineață, când am ieșit pe stradă, am ajuns pe podul Alexandru al III-lea, și mergând așa, și uitându-mă dreapta și în stânga, făceam așa. Mă ciupeam și ziceam: Ne poate aluțirile la Paris! Ne poate aluțirile la Paris! Nu îmi venea să cred. Revenind la povestea asta, da, eu sunt mulțumită de soarta pe care am avut-o, de viața pe care am avut-o, de calea pe care am apucat-o. Uh, tata uh, care ar fi putut să fure pădurile uneori a fost 60 de ani, brigadier Silvic. Știa fiecare copac. Uh, era obsesia lui să, să planteze mereu puieți ca să existe păduri. Când mă uit ce să face acum, mi se face rău, mă, mă doare carnea când văd cum se taie uh, pădurea. Și tata m-a învățat un lucru care nu mi-a și niciodată din minte și pe care am încercat să îl dau copiilor mei. Tată, să te poți sculca noaptea liniștit pe perna ta. Să n-ai conștiința încărcată cu tâmpenii pe care le-ai făcut în timpul zilei. Și pe semne că mi-a intrat asta în cap și în fibră și încerc cât să poate să fac bine. Sigur că nu poți să faci numai bine, că faci și nedreptăți, că niciodată nu poți să îl treci pe unul strada și ăla la să supără că nu l-ai trecut și pe el strada sau poate îl treci și el n-a vrut săracul și asta se mai întâmplă. Dar... Da, sunt... Mai sunt multe de făcut, dar chiar sunt... Da, sunt bine cu mine de totdeauna. Ce planuri aveți în continuare, spectacole ce urmează? E o stagiune care a început bine, e o stagiune care a început bine și mulțumesc lui Dumnezeu. Janina Cărbunariu a făcut un spectacol foarte frumos, tipografic majuscul se cheamă la sala de jos, despre rolul securității în viața liceenilor. A fost, a avut loc premiera cu Titanic Vals, pusă în scenă de Alexandru Dabija care e un mare succes de public și noi suntem foarte fericiți că o jucăm. Iată, astăzi, după aceea a fost un, un spaniol, Esteve Soler, Contra-Democrației se cheamă, spectacolul făcut tot de Dabija la sala de jos, tot la sala de jos, Astă seară are loc premiera spectacolului Poveste despre tatăl meu de Radu F. Alexandru în regia lui Gelu Colceac cu Gelu Nițu, cu Crina Mureșan, cu Ioana Anton, cu Mircea Constantinescu, Mircea Nicolae Crețu, Dan Bădărău în scenografia lui Constantin Ciubotariu. Sus în pod am o sală de repetiții. Se repetă Carmen Vidu o, o regizoare care e chitită pe alte mijloace de exprimare artistică, ea face spectacole multimedia, a făcut la noi un uh, uh, micul prinț foarte frumos, din păcate nu mai se joacă pentru că micul prinț a devenit harapal, de acum a crescut. Și ea lucrează acum uh, pe Scarul și Sufletul său după povestirea lui Oscar Wilde. O să uh, înceapă Gianina Cărbunaru, la sfârșitul lui martie, repetițiile pentru un nou proiect pe care îl facem cu un teatru din Hamburg, uh, Hunger for Trade, e titlul proiectului și sunt mai multe, vreo șase țări imixtionate în acest proiect, despre foamea în lume și despre problema hranei, Uh, îl aștept un text al Savianei Stănescu, adică textul îl am, dar aștept să vină Saviana Stănescu și un tânăr regizor, Alex Mihail, care acum e la New York și la sfârșitul stagiunii să înceapă un spectacol a cărui premieră va avea loc în octombrie. Și mai am vreo două proiecte despre care nu vreau să vorbesc. Îl aștept pe Afrim, care trebuie să pună ceva pentru sala de sus, care, tot așa, uh, o să fie în. Uh, după vacanță, o să aibă premiera. Și eu zic că pentru anul ăsta ajunge, pentru la anul mai am eu ceva în cap, dar uh, încă nu sunt lucruri sigure, așa că nu pot să vi le spun. Vă mulțumim foarte mult și vă urez succes! Să fie, să dea Dumnezeu, să avem succes, să vină lumea la teatru. Știți ce plăcut este să ai. Uh, Mesaje de la spectatori, și care să spună cât de bine se simt aici. Și e adevărat că e un, o, o chestie pe care o aud mereu de la trupele invitate. Au fost niște uh, japonezi care mi-au spus odată, Doamne, e, e o ceva, e o energie bună, e o energie plăcută între zidurile astea. Peste mine, că toți artiști cât s-au trecut pe aici și au lăsat. Un și -au dujo